Primul rând vreau să... La câte ziua a fost? Aici am luat 40 de sănătățară. Dacă s-au confirmat, v-au dat... Aseară. Aseară după orele 17. Testul ieri vine, da? Da. Așa, pozitiv. Pozitiv, da. Ce ține de domnii doctori, condițiile în care vă aflați? Poate aveți careva sugestii? De condiții, da, am niște obiecții, adică de ce nu, nu e în condițiile date, ce este nu, o căldare postul. Am caldă, noi bani cu părere de rău, noi care și mai multe zile ne aflăm și o să vă băiți, o să vă dăm bani și o să vă băiți. Pentru mai multe zile și pentru o femeie e mai greu. Asta e de dorit, în primul rând, condițiile astea de igienă personală. Restul din partea mea de șor e atârnare foarte plăcută, atentă, sunt binevoitor. Aveți acasă copiii, soț, familie, adică... Da, este soțul și băiatul. Stau la izolare, da? Da. Stau la izolare, da? Da. A intrat în coma la autoizolare acasă? Da. Adică de câteva zile, da? Da. De mult de stat încă 26 de zile, da? Da. Starea generală dumneavoastră, adică sunteți... Mai bineșor, față de cum am internat, e mai bine. A, v-ați internat, ați avut febră, da? Febră, am avut și dureri musculare, mialgic, febră și cefalină. Clar. Bine, noi, deoarece, în primul rând, stau clinic republican unde vă aflați, a venit, știți cum, ordinul în ultimul moment, ca spitalul din Bălți, Cahom, să primească pacienți, adică când vorbim de Bălți, tot nordul țării, acum l-au pus la Bălți. După cum am înțeles, domnul Vac, sunt 36 de salarii, da, în total? 38. 38, da, care le... Și au început să pregătească rapid de toată situația asta, că știți cum nevoie de rovine spisară în câteva săptămâni. Bine, noi ținem cont de data asta. Important că acum să vă însănătoșiți și să dăi Dumnezeu. Bun, eu dată în săptămâna să trec pe aici. Mulțumesc pentru zi, bună, vă doresc însănătoșiți. Добрый день, уважаемые крестьяне. Сейчас нахожусь в инфекционном отделении нашей Бельской клинической больницы. Посетил пациентов, тех, у которых COVID-19 был подтвержден. Посетил и тех, у которых результат, слава Богу, отрицательный. Я хочу поблагодарить всю команду врачей, весь персонал инфекционного отделения за трепетное отношение и к своему делу, и к пациентам. Я очень рад, что все очень чисто. Значит, соблюдаются абсолютно все меры гигиены, все меры предосторожности. Значит, персонал, так как на него будет возложена основная нагрузка из-за инфекции коронавируса в стране, значит, я организовал на ближайшие 2 месяца бесплатное питание. Транспорт будет привозить из ближайших населенных пунктов также врачей бесплатно на работу и в клинической больнице, и в скорой помощи, и центр семейных врачей. Поэтому мы, самое главное, пожалуйста, не создавайте дополнительных проблем врачам. Сидите дома, мойте чаще, насколько можно часто руки, не дотрагивайтесь до лица, потому что все случаи, которые есть, к сожалению, они появились из-за каких-то банальных недоразумений. Часто куда-то мулцемеск, то это лумя кариста акасы мулцемеск, то с медичи, тот персонал один, один спитал клиник, один муничий билбелт, ши дуарам привуну во фачу лукру жбуни, даровец греш дивой стат закасы, ну, креас проблеме ладу, так помолцемеск.